Așa, hey, salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi cu ceva mai special, ne vom juca pe PS. Nu voi filma direct pe el, adică nu se va vedea doar pe ecran, însă... Nu, ce să zic. Aici avem trailer, am încercat să vă spun despre ce joc este vorba despre un Assassin's Creed. Preferatul meu de la ce nu mai am altul. Stai. Încă cam... Așa. Bun. Opa. Am apăsat eu pe butonul greșit. Voi pune pe pauză, deoarece m-am pus pe control greșit. Ok, aici avem jocul. Stați. Așa. Sper să vă placă, deoarece la Raul, adică Scudby, am văzut că în câteva, cam 12 ore, a făcut destul de multe vizualizări și like-uri. Sper să fie ok. Sper, am zis. Bine, mă gândesc că este mai vechi videoclipul, dar cui pasă. Așa. Știu. Știu de genitor, știu de toate. Pentru acest joc. Așa, aici avem ceva misiune. O să ne evoluăm de la început. Da. Hai de încarcă-te, mă. Da, George, poți să te ai încet. Te rog. Că o să se vede. O să se vede. Se vede bine. Like. Așa, Ubisoft Present. Și își vezi vedea jocul. Și vă mai tare, deoarece... aș vrea și să auziți. Assassin, Brotherhood. These are the tenets of the creed. The principles I used to live by. Blah, blah, blah. Ok, așa, nu pot să scap. Așa, pe aici niște lupi, cum este și în Assassin's Creed 3. Uitați caracterul principal, adică asasinul, cred că îl cheamă Edward. Doar ce și asta se scrie Black Flag, tot de doar de-l cheamă. Patrick Cormark, parcă. A, și... Kill the Sessa. Ok, aici veți vedea un fel de tutorial, cum să vă zic eu. Fiți atenți și... Asta în realitate era un prieten meu. E prima dată mi-a supărat că e asasinul din Assassin's Creed 4, Black Flag. Aba nu ce. Liam, parcă mi-a supărat că zis. I'd even spend it all getting out of trouble. Beh, interessato, non scrivo cinematic. Adesso da come si vede il spavestia, io si sono pensato. Captain Deliver Andre and his crew must have run into some trouble. Who knew meeting the smugglers would lead to no good. I still don't understand why you can't tell me what we're doing here. I thought we were friends, Liam. We are, but this is business. It doesn't concern you, Shay. Avem aici un fel de privighetoare. Bine, așa îmi place mie să zic. Pentru că chiar așa îmi place. Stai, synchronization-ul. Tu să fii sincronizat! Hopa! Uite, un second. Yeah! This is the look. This is the best. Best not keep you waiting.
Okay, on my post about Age of Vision. Where the hell were you two? We're out hunting. What happened here? My men were attacked by some English sea dogs. Why, Captain Joseph? E cine a atacat? Don't you fight them all up by yourself like you're always saying? It is Captain Louis Joseph Gautier, Chevalier de la Vérendrye. And you are dreaming if you think any training could make you into a proper assassin. Do you even know what that means? It means being responsible for an ancient and proud tradition. It means obeying your mentor without question. How else will we ensure freedom for the human race? It's pretty words, Chevalier. But I don't feel too free at the moment. You'll educate him! Exact, come on, this. I will teach you some manners, boy. Exact, come on, this. Stop! We got a common enemy, and I reckon he's close. Da, nu mă interesează, dacă vreți să ascultați povestea, cumpărați-l. Bine, însă mie se pare ceva foarte fain. Adică are grafică bună, foarte bună, pardon. Nu știu dacă am greșit, însă nu, așa sunt eu, uneori mai greșesc. Dacă vreți să mă ajută și pe celălalt cont, cel mare, bine, dacă poți, dacă poți să zic mare. Doar ce nu este foarte mare, pentru că da, am dat și, am ceva misiune. Ah, porque são silenciosos. Não, não acharam ninguém. Para se sentir. É, vês que estou. Ré. Bata. Mas, opa. Cartão. Assim não vai ver o meu papete. Vem cá, então. X. De fapt, știi ceva? Eu cred că de aici o să... Uite, o second. Exact. Ceva asta sunt mai vintage. Uite, another one. Unul negru. I was saving those feathers for you. Hey, maybe you were not completely useless, Sheikh. Speaking of useless, those blockheads won't be needing this vessel anymore. This pile of hell. You want her, Shay? She is yours. Now bring me back to my ship. Da, de aici urmează parte cu bărcile, voi pune pe pauză și mă voi duce pe celălalt cont. Ok, aici va fi lumea a doua, adică unde am 6 misiuni, să în realitate sunt mai multe, n-am ce să vă zic, nu contează. Așa da. Nu mă aștepta un pic. Așa. Bla 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 bla, vizitresti, să mergem la locuțe. I will join you on this one, shall I? Then shall we, gentlemen? You are in a jovial mood, Shay. Why shouldn't I be? I have a new weapon, and we soon have a chance to use it. Besides, Templars are usually well guarded, and I'm sure that Smith fellow is no exception. You also took the liberty of ordering some improvements. Morgan now has a ram cut through ice itself. I have heard of such technology, but never witnessed its operation. What about Smith, then? He close by? Aye, he sails these very waters, and he may have the precursor box. Yes, let's find him. There he is! Most fortunate timing!
Lady Luck never ceases to smile on you. They've seen us. Give chase. But hold your fire. You must not damage the box or risk losing it in the sea. Can't these blockheads go any faster? At least my ship is still seaworthy, Chevalier. Our target's a smart man, but out of his element here. Samuel Smith is the Templar's treasure. What is doing in these waters is beyond me. Maybe he came here to beat someone. Or ran into your pirates. He's refitting his ship. Something must have happened. If one of my allies attacked him, I would have known about it. When he's back from a long voyage, now's our chance to get him. Smith controls most of the Templar's wealth, doesn't he? Why don't you trust the precursor box to him? He probably still has it. Shay's right. The box comes first. We can't sink him. We'll have to board his ship or force him to beach. I think it comes in all the risks. Miss! Ah, miss! How about that? Boys, you are on suffering. Look, Captain. He's cutting through the ice. It seems you are not the only one equipped with such a ram, Shay. Let us hope ours fares just as well. Their ship moved back to the tunnel I control. It worked. The way is clear. Now, once more, your fortune holds. But do not waste time congratulating yourself. Smith is giving away. Well, they won't be able to tell me. It's an ambush. Halfway you see the other not there. Smith must not escape. Posso bloccare la mia. Bro, ci sei un tempio, Damo, ma vanno attaccati. No, non è tenuto. Capitano, perché ha preso capitano? Preparo. Pare c'è un problema. Ma devo bere, non c'è. E che chiestia sta deoarece normale, non c'è questa legge. I don't see Smith's ship! Let's get rid of these distractions first. We'll find him. Let's get moving! Break! You'll turn in the fire! Fire! Ready to fire, sir! There's Smith. He's moving again. Travel speed is pushing. You are stuck all the time. Still within reach. Bene, in realtà ti ho stato proviamo. Non conta. Ho guardato se devo stare a nuova crescendo. Attack! No! C'era Tare! Loaded, Captain! They're coming after us, sir! Schooner!
What wickedness is this? Another Templar tactic. You can cover whole stretches of ocean with their flames. Careful, Shay. We could be burnt to cinders. It's nothing more than a last desperate throw of the dice. He knows we have him. Мамо при фок, смотри, порвался, смотри, пишите, пишите, фетте. Ракунса, аэрдо, аэр. Аку, не вижу, просто хочу. А, стал. Просто пиндо. Follow him on land. Do not even think of firing the ship's near that precious box. I take care of this. No. Oh, Joe. Okay, I'll find it at them. Rob Dart. Don't get it. That the wound. Oh, it didn't match. I'm gonna buy. But I'm gonna sit on this. No, I'm gonna cut. Cam atât și cu acest episod. Sper că vă puteți să dați un like și un subscribe, să vă abonați, să trimite și prietenilor voștri și nu în ultimul rând să lăsați un comentariu cu părerea voastră sinceră despre acest episod. Eu am fost Doza de Răcoare, iar noi ne vedem pe data viitoare. Ciao, les!